Un bărbat în vârstă de 55 de ani se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit ieri seară de un tren de persoane. Incidentul s-a petrecut în apropierea stației CFR din Sinaia. Martorii povestesc că acesta s-ar fi aruncat în fața unei garnituri și a fost târât câțiva metri pe șine. În urma impactului violent, victima s-a ales cu leziuni grave la cap, torace și au fost secționate un membru inferior și unul superior. Speriat, mecanicul a oprit garnitura feroviară și a sunat la 112. La fața locului au intervenit medicii de la serviciul de ambulanță din Sinaia. După ce i s-a acordat primul ajutor, bărbatul a fost transferat la spitalul din localitate, apoi cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Un accident feroviar, o tentativă autolitică, care s-a soldat, din păcate, cu un politraumatism, cu amputație de membru superior, stâng de membru inferior, stâng, cu fracturi închise la membru inferior drept, chiar și la membru inferior stâng, cu TCC nivel 2, cu pierderea stării de conștiență, cu plăci multiple. Deocamdată, identitatea bărbatului lovit de tren rămâne necunoscută. Polițiștii au demarat o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, fiind luată în calcul varianta unei tentative de suicid.